Da, bună ziua, bună ziua tuturor. Am să rog înainte să începem să dea un pic la alea două de alea de acolo în spate, măcar. Mare lucru de tot. Ne-am adunat astăzi în formatul acesta, un format, să spun eu, atipic, pentru că nu tot timpul se întâmplă așa la ședințele de Consiliu Local, pentru că se împlinesc 2 ani de când am fost aleasă funcția de primar împreună cu Consiliul Local și pentru că acești 2 ani să-i marcăm așa mai frumos. De fapt, și anul trecut a fost o ședință eveniment și anul acesta este o ședință eveniment, numai că în completarea celei de anul trecut, avem printre noi oaspeți care sunt de la prieteni apropiați, oameni deosebiți, dar și prieteni apropiați ai Comunei Podul, care m-au ajutat foarte mult în tot ceea ce înseamnă administrația Comunei Podul. Eu o să vă propun pentru început, pentru că dacă tot am spus că este o ședință solemnă, să ascultăm totuși măcar câteva rânduri din lucrul acesta. Reamburării planurilor necesare actualizării cu Comuna Podul Județul Bacău, inițiator primat Azubian. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru copiii cu merite deosebite, care au obținut media la examenul de bacalaureat între 9 și 10 în anul școlar 2018.
inițiator primar al Bujanului Narcis. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Purut, inițiator primar al Bujanului Narcis. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Nistor Constantin, cu domiciliu în localitatea Pădu, Sat Valea Șoșo, județul Bacău, inițiator primar al Bujanului Narcis. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren extravilan situat în satul Podu, comuna Podu, județul Bacău, zona Punct, Iaz, inițiator primar al Bujanului Narcis. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei asociații între comunele din Trofe, în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Podu, județul Bacău. Punctul numărul 8, divers. Pentru început, voi propune aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu am văzut nimeni pentru la ora asta. Nu se mai ridică la procesul. Întrebați un cetățean, dar cunoașteți ceva, din ce ar să-ți ștara ședința procedentă. Raportul de activitate din ședința precedentă se luată de doamna secretară Cristina. În principiu, noi consilierii știm de ce este vorba. Dacă vreți, îl vom afișa la afișier pe vot ca să-l citească cine dorește. Mulțumesc! Pentru început, vă dau cuvântul domnului primar Narcisa Albuviana, doamnă primar Albuviana Narcisa, pentru a prezenta raportul de activitate pe cei 2 ani de când este în funcția de primar al Comunei Purut. Eu zic, dacă vreți dumneavoastră să lăsăm asta un pic mai spre, să lăsăm asta spre final, să trecem celelalte puncte, dacă vreți, pentru că eu o să plictisească și atunci o să facem așa, să fac și raportul, că e un pic atipic, să zic așa, și e vorba de copii și ca să nu stea, dacă sunteți de acord. Da. Da. Trecem la punctul de proiect de hotărâre privind necesitatea reambulării planului necesare actualizării în punctul comun acum în județul Bacău, inițiat tot primar Pavel Iana Narcisă. Dăm cuvântul. O să fiu foarte scurt și programul e încălcat. După cum știți, planul urbanistic general al României Iercuzul expiră în anul 2020. Legea spune că odată, cel puțin o dată la 10 ani, planul urbanistic general se reactualizează. Ca primă etapă în planificarea acestei lucrări, care este de o importanță deosebită și presupune un volum mare din muncă și în timp de timp, trebuie făcut planul de reambulare. Reambulare, pe scurt, înseamnă aducerea la zi a cine există în teren cu planul existent. Lucrarea se presupune a se ține pe o durată de 12 luni, ca să o facem după cum sunt indicațiile legale și să fie strict în teren așezată, mai ales cu modificările care au avut loc în anul 2010 de la precedentul BUC. E de mare importanță, mai ales în vederea reparațiilor drumurilor, colectărilor de albii, modernizarea tot ce înseamnă comună, având în vedere și cum o să trecem la când o să fie extinderea rețelei de apă și de canalizare. Ca valoare, din un studiu de piață care l-am făcut, este undeva în jurul CPG de 1 miliard de toată lucrarea. Alte întrebări? Mulțumim domnului Abame pentru prezentare, dar dacă aveți întrebări, vă rog să vă înscrieți la public. Cine dorește să vă cuvântul? A înțeles toată lumea despre ce este vorba în această actualizare a publicului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Deci, până la punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru copiii cu merite deosebite, care au obținut media pe examenul de bacalaureat între 9 și 10, în anul școlar 2019. Dăm cuvântul la unul primar, aici, cum ea a fost inițiatorul acestei proiecte. Da. O să ne
să nu mă mai ridic acum pe câteva cuvinte. Știți foarte bine și în anul trecut am făcut acest lucru. Copiii pătureni care au obținut și note de 10 la clasele a 8-a la examen și note de 10 și între 9 și 10 la examenul de bacalaureat au fost evidențiați și premiați în Cheopotic și cred că sunteți de acord cu această premiere a elevilor, da? Asta, timpul raportului, o să fie un pic mai amplă discuția. Vă mulțumesc. Dacă sunteți de acord, vă rog să... Supun la vot, avem o listă pentru... Da, avem o listă, da, dar am eu să vă prezent în timpul raportului, să fie așa mai... Da. Cine este pentru acordarea acestor lucruri? Cine este pentru? Împotrivă, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii statale al Comunului Cotru, inițiator privat pe Alba Iarăna. După cum știți, am făcut și anul acesta, s-a decis la acest nomenclator și în cadrul primăriei au mers pe teren și au constatat și au luat la față toată Comuna Cotru. S-a întâlnit acest nomenclator pe care a fost, după cum știți, afișat și pe site-ul primăriei, a fost în dezbatere publică și acum a ajuns în fază finală să-l aprobăm dacă sunteți de acord pentru acest nomenclator cu demnirile de stres care s-au dat atunci. Dacă mai avem de completat cineva la fel în cazul primăriei... S-a pus la dispoziție de sistemul acesta, domnul Cătălin, ședința de comisie. Cătălin, îi dăm cuvântul domnului statul. Deci, în discuțiile avute și cu colegii, la descriere, și a servit un pic mai am descrierea, adică un pic de la familia Slava și la familia Sarfarului, sunt un cap general, un pic mai concret. Sau măcar mai uitați, în sat, în centrul satului, până se familiarizează toată lumea, pentru că nu știm acum, e de la sat, dar e de la sat, măcar cum e sat distrus, de la Ion până la Ion, e așa, până de unde ți-a fost. Nu, noi trebuie, nu refer așa pentru noi, până ne învățăm, până ne învățăm, așa, da. E greu de ținut de care sunt poate. Da, aici vreau să vă spun eu ceva. Știți că am avut discuțiile astea de unde până unde, cum ele sunt legăsit la doamna Ionela Abrame. Nu le-am adus acum aici ca să punem în fața dumneavoastră, pentru că sunt sute de străzi. Dacă ne-am dus de la ăla până la ăla acum, să spuneți rata, ele acum au fost trecute prin ele, vor fi făcute publice. Cine o să vină și o să se intereseze și cine o să vrea chiar să le afișeze la dumnealor, să vadă lumea, măcar pe satul respectiv, o să punem la dispoziție aceste liste cu străzi ca să știe lumea până când o să facem căprițele respective și în momentul în care fac căprițe și nu ne știe de la numărul tare până la... Dar sunt sute, acum nu am... Au mai fost unele modificări unde s-a mai făcut schimbare, pentru că de asta a fost în dezbatere publică, la unul le-a mai plăcut, la unul nu le-a plăcut. Asta este, nu poate fi toată prea mulțumită, dar în schimb, ceea ce vreau să evidențiez este suma foarte mare de bani pe care noi n-am dat-o, în jur de 500-600 de milioane. Am lucrat cu echipa comunei pe străzi pentru ca acești bani să rămână aici în comună, să nu-i dăm unei firme, deci am lucrat, a fost prin forțe proprii. Așa că urmează mai departe să va face o schemă, un GPS sau comunii se vor pune toate acestea, într-adevăr astea vor fi plătite, pentru că nu putem noi să facem acest lucru. Dar ele au trecut prin ședința de la prefectură, am primit avizul OK de la prefectură, adică putem să implementăm nomenclatorul. Asta este ideea. Vă mulțumesc. Cine dorește să mai aibă? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumim. Nomenclatorul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență, domnul ministru Constantin și domnul Cinelu Pajdărașcu, s-a împărășit și studiul Spartului, să fie primarul Sărbiană. Da, tot două cuvinte vă spun. Am primit aici de la domnul Nistor, am primit cererea. Are în spate anexat și procesul verbal. Știți că a fost un incendiu pe vremea când ploua foarte tare. Împreună cu domnul viceprimar și împreună cu Ionuț am asistat și au venit să ceară un ajutor. Am spus că un ajutor nu putem da decât din, la fel cum am dat la toată lumea, de materiale de construcție. Am spus o sumă de 20.000 de,
2000 de lei. Omul a fost foarte mulțumit și a mai cerut oameni care sunt la 416 de la o ajutat la ce a avut acolo demolare și da. Vă mulțumesc dacă sunteți de acord cu această... Supunem la vot cine este pentru. Ceea ce spune a fost adăugat. Trecem la punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren stradivant situat în satul Pântul Comun la Pântul Județul Bacău, zona Pântiaz, inițiator primar al regionului. Aș vrea să spun eu câteva cuvinte. Este vorba despre proiectul de master plan pe care îl depunem pe COIM, extindere apă și realizare canalizare în Comuna Poduri. Din calculele rezultate și făcute de către proiectanții, a rezultat faptul că pe lângă rezervorul care există la acest moment de 6 metri cubi, ar mai trebui construit pentru a face față întregii extinderi de apă din Comuna Poduri, de încă un rezervor. Rezervorul nu se poate construi pe terenul care îl avem acum, pe drept pentru care ar trebui să mai achiziționăm încă o suprafață de 400 de metri pătrați, tot în zona rezervorului. Deci acesta este un prim pas, un prim demers, să aprobați achiziția acestui teren, după care urmează să identificăm zona respectivă și să achiziționăm 400 de metri de teren. Acest rezervor va fi construit tot în zona acestui? Da, tot acolo. Tot acolo, da. Lângă vechiul rezervor. A discuții. Cine se ia cu... Întrebări. Domnul Stapal. Deci, la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei asociații între comunele din Cotele de Nerea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, înființare, rețea, distribuție gaze naturale în Comuna Cotele și Județul Bacău. Da. Pot să vă spun eu despre ce este vorba. Am avut o întâlnire cu câțiva primari din de la Berești Aslău, de la Strugari, Scorțeni. Deci suntem patru. Ne-am gândit să facem o asociație pentru că este mult mai simplu ca să putem accesa un fond european pentru a putea pune gande în comună. Și din discuțiile pe care le-am avut, am decis să facem această asociație. Apoi, după ce vom crea asociația, exact ca și la primărie, vor începe să decurgă pașii pentru a face un proiect pentru așa ceva. Vă spun sincer, chiar am ajutor, să zic așa, fiind de foarte mulți ani în funcția domnului primar de la Berești Aslău. Deci, eu cred că o să iese ceva bun. Bineînțeles că se tot au discuțiile cu sonda, de ce nu tragem gaze la sondă. Deci, astea sunt niște discuții puierile, pentru că nu se trage gazul de la sondă. De la sondă n-au cum să dea, pentru că îi dau magistrală sau îl vând și rămâne. Deci noi trebuie să ne aliniem cu magistrala care trece de la Moinești. Și având în vedere că toți suntem pe linia asta, cred că o să fie mult mai simplu, ca mai mulți, știți cum, unde sunt doi, puterea crește. Și de asta am zis că dacă sunteți de acord, deja să începem să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Încă nu s-a dat o denumire, chiar aștept din partea dumneavoastră, nu s-a dat încă o denumire asociației, pentru că ea va fi, va intra la judecătorie. Aștept să veniți, chiar dacă doriți, veniți cu o denumire cât de cât a asociației, ca să putem să se pun trei denumiri și vedem care va fi cea finală. O uită flouă. Asta e un fenomen foarte frumos. Cine dorește să mai ia cuvântul? Întrebare aici, dacă doamna primar ne poate spune. Ce se întâmplă? Am înțeles că Comuna Scorțeni, Berești, Aslău vor face parte din asociații. Da. Comunele astea, de exemplu, Scorțeni nu prea este vecini cu noi. Cu ce criteriu s-a ales Comuna Scorțeni? Încă o dată spun. Comuna Scorțeni s-a ales pentru că este vorba de, probabil, de linie, de deplasare, care se va face. Da, puteam până la urmă să alegem și Măgireștiul sau
Dar depinde care au și vrut să se alieze. Eu am spus exact, comunii limitrofii și cine a vrut. Nu neapărat, dar de foarte drept este și această parte care să merge pe... Bineînțeles, cu cât sunt mai mulți, ar trebui să alieze mai mulți în ceea ce privește această asociație, pentru că sunt mai mulți, poate ar fi mai viabil și ar crește. Da. Da, s-a înțeles. Cine mai dorește să întrebări? Mulțumesc. Se pune la locul lui de președere cu privind aprobarea testului de asociație. Cine este pentru? Împotrivă? Da, și eu vă mulțumesc. Să știți că probabil acum se pare un pas mic, dar probabil este începutul acela de pas mic care va face un salt mare pentru Comuna Podu, pentru că, așa cum știți și cum vedeți, lemnele încep să nu mai fie și foarte multă lume vociferează pe această chestiune și așa că eu acum vă spun ca și de nici gazele nu sunt cea mai bună opțiune, dar pentru că nu le avem, sunt cea mai bună opțiune acum și sunt, totuși sunt, este un lucru confortabil, să spun așa, pentru Comuna Podul. Deci mă gândesc numai la femei din comună care nu mai car lemne. Și la buzunar. Și la buzunar, da, și la buzunar. Un singur lucru vreau să vă mai spun înainte de a depune, de a prezenta raportul. Împreună cu colegii mei de la domnul administrator, cu domnul de la achiziții, ne-am gândit pentru că am văzut model la alte comune, când asta este, dacă văd că facem un ceva bun, este bine să luăm și noi să înființăm un birou de un serviciu de evidență a populației. Nu este trecut acum, dar vă spun ca să ne gândim pe viitor și am trimis pentru acest aviz și am pus să vă înștiințăm. Dacă dumneavoastră nu cred că este ceva să avem noi evidența noastră a populației aici, și o să avem și spațiu și plus că se creează 2-3 locuri de muncă, deci au sunt și plus că lumea nu trebuie să mai meargă neapărat la mâine și nu trebuie neapărat să vină și la noi în comună, că suntem destul de mari să ne putem și ghida singur. Da, asta e un alt motiv, taxele rămân la noi, deci ăsta e un motiv pentru că se schimbă. Și ca o paranteză, apropo de nomenclator, dacă dumneavoastră vă întreabă, probabil că o să întrebi lumea, domnule, când punem tăblițele, dacă o să trebuiască să schimbe numele din buletin. Știți că o să spună, domnule, uiteați, a schimbat, dar trebuie, nu trebuie să schimbe. În momentul în care expiră sau în momentul în care are ceva de făcut cu... sau cine dorește poate, dar nu este obligator. Mulțumesc. La ultimul punct a rămas în cazul matumat al mondial, acesta să ne privim de raportul de acuzitate de cei 2 ani de când este în funcția de primar al Comunei Podu. Dacă vrea cineva să stă un pic cu mine, raportul meu este și unul scris, pentru că sunt foarte multe acțiuni, într-adevăr. Ca să citesc, vă spun sincer că mi-ar lua foarte mult timp. Raportul este atipic, nu neapărat atipic, pentru că la oraș așa ceva este deja împământenit. Sper să fie așa și cu un pic cu descrețirea funcției, dar să înțelegeți din el, de fapt, esența a ce a fost în 2017 și vă spun eu, într-un sigur cuvânt ce a fost în 2017, a fost muncă. A fost muncă, foarte multă muncă. Doar cine nu a contribuit și cine nu vrea să vadă, doar aceea poate să spună altceva, dar a fost extraordinar de multă muncă. Așa că vă rog frumos, dacă vreți să vizionați, pentru că nu este mult, ca să nu vă plictisesc. N-are spune. Deci nu l-ai. Da, o să vă spun aici, este așa ceva de început mai... Aici sunt acțiunile pe care au fost făcute în centrul comunei, la monument. Din ianuarie 2017 am întâmpinat o iarnă destul de grea. Cam așa arăta iarna din 2017, cam așa stăteam pe dealul Ceștiului. Și colegii noștri dădeau la lopată, pentru că n-așteptăm numai 416 să vină să ne facă. Imediat din februarie am început
incendiile, după cum vedeți, și drumurile. Un proiect de școală, un proiect cu școala, care a fost finalizat, un proiect chiar de suflet. Aici am primit din Moldova, copiii din Moldova, tata, am primit de la voi. Aici nu prea este prea mult de explicat. În fiecare an de ziua femeie știți că se fac acțiuni. Aici o parte dintre consilieri la muncă și la curățenie. Sunt puține acțiuni, am prezentat așa doar ca să aveți o imagine cam de fapt ce se muncește. Drumul la CNI, pentru că vinul de la Bucești, cred că au fost peste 10 drumuri la CNI, vreo 4-5 la Parlament, aici pentru tot pentru proiecte. Aici primăria aici la muncă, Cristi, bine evidențiat acolo sus, cu topor, da. Pentru prima dată în comună s-au dezinfectat 50 de fântâni, pentru că niciodată nu se este dezinfectate. Aici, împreună cu oameni din comună, am mers la pădure mult și asta contează, pentru că atunci când ne ajută, înseamnă că rămân bani în buzunarul bugetului. Cei de la 416 care sunt tot mereu blamați că nu fac, nu fac. În comuna Pădurii aceștia de 2 ani de zile fac treabă destulă. Achiziționare de lemne. În afara faptului că am achiziționat, mai mulți bătrâni ai comunei au primit lemne din lemnele primăriei, știți foarte bine, dumneavoastră ați aprobat. Aici a început drumul județean în iunie. Domnul administrator gândește pentru că este unul dintre promotorii acestui, încă de când dumnealui era director la Consiliul Județean și cred că este cea mai mare realizare a comunei, tot la drumul județean. Aici la guvern, când s-au alocat sumele pentru DG117 și 116 miliarde și pentru drumurile pe BNDL aproximativ 70 de miliarde. Aici, în momentul în care am început să cadastrăm toată comuna, cred că sfârșitul de an școlar, acțiuni pe care le întreprind aceste fete de aici și din spatele meu și toți profesori din comună cu care avem o foarte bună colaborare și țin să le mulțumesc pentru asta. Alina, care mereu ne încântă cu păunașii, chiar unde am fost la Etno, acum câteva zile. Aici UNICEF-ul, care își face treaba foarte bine. Din nou, acțiunea, atenția, sunt acțiune de școală de vară, înființate de foarte mult, doamna Sarvaru fiind promotorul. Au fost 58, în 2017, 58 de căsătorii. 50 de ani de la căsătorie au fost servați. În 2017, fiecare dintre dumneavoastră, așa cum Consiliul Local a alocat câte 5 milioane, au fost date pentru fiecare cuplu. Aici începe anul școlar. Acțiuni religioase. Chiar mă bucur că aici chiar sunt părinții care sunt în poză și părintele Hene și părintele Moraru. Domnul administrator și doamna contabilă, aici am curgat prin alte, că așa e la noi. Din nou iarna, din nou acțiuni dintr-astea pentru ajutorare. Mulțumim celor care au venit cu pachete, Petrica este aici, mulțumim frumos și nu numai. Sunt mai mulți care... Și aici se cam termină anul cu Festivalul Podureanca, unde vin cei din Moldova în fiecare an, unde sunt invitate și cântăreața de muzică populară de la noi din comună. Și aici revenior pe care l-am făcut noi cu forțe proprii. Zic eu că ești foarte bine ce l-am făcut. Și trebuia să spun ceva și despre domnul Sorin, pentru că el este venit acum nou și el așteptam în echipă, așa că trebuia să scriu de anul ăsta. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru vizionare. Eu vă aplaud, sincer vă aplaud, pentru că fără dumneavoastră, chiar și fără opoziție și fără cei care sunteți alături de mine mai tot timpul, aceste lucruri nu s-ar face. Așa că vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care mi l-ați dat, pentru sfaturi, pentru discuții
puține contradictori, pentru că și ale până la urmă fac parte tot din ceea ce este uman și ceea ce este viață. Mulțumesc părinților pentru sfaturile pe care mi le dau și care mă încurajează întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult și nu în ultimul rând celor care sunt aici. Dar așa cum am spus că în raport am trecut, am avut acolo la punctul 2 acele, să spun așa, daruri pentru copiii care astăzi ne reprezintă. Eu... Ce fac plătiți? Da. Doamne, vreau să-mi zic că nu am venit, dar nu știu. Emoțiile astea sunt de bucurie. Sau vreți să dați viteze, ca să știu să... Da. Nu mi-am dat un avion. Nu mi-am dat un avion, așa e, da. O să încep prin a face o premiere. Puteți să aprindeți lumina acum pentru ca se vadă la față copiii ăștia harni și frumoși ai comunei poduri. Îmi pare rău că nu sunt toți, chiar toți copiii aici și sunt părinții, dar acum să zicem că părinții au trebuit copiii să asculte de părinți ca să ajungă la rezultatele pe care le au. Prima dată și o să venim așa mai în față, pentru că se vadă toată lumea. Am să invit lângă mine pe domnișoara Hereș Andreea și o să spun că o previez, deoarece este codureanca noastră care ne-a reprezentat la Olimpiada Națională și acolo la Olimpiada Națională a venit și cu premii. Ea este eleva liceului din Moinești și vreau să te felicit foarte frumos, te-am văzut și atunci când ai fost premiată și te prea fericit sau ce e, nu știu. Prea înalt, Daniel, ce faci de noi, dacă vă zicem, te felicităm și noi. Aici este un mic cadou, nu e mare lucru, dar sper să-ți prindem bine. Te rog să stai aici lângă noi. Dacă tot am cu tine, acum trebuie să-l premiești pe fratele tău, că din familie este așa, părinte, aveți niște copii extraordinari. Teodor? Este la examen la facultate. El este unul dintre cei care a terminat bacaloriatul cu note între 9 și 10, a luat și o medie de 10, așa că o să te rog pe tine, Andreea, să iei nestul. Doamna domnișoara scorțeană Emilia Maria, haideți doamnă dumneavoastră, pentru că vă felicit. Este una dintre cele mai mari note pe care, care a obținut-o liceul. O altă diplomă pentru o notă de 10 la bacaloriat și o medie foarte bună. Fiți cu Paula Iuliana. Haideți, domnul viceprimar. Mulțumesc frumos! După cum știm cu toții, bucuriile sunt cele care generează fericirea unui om, dar bucuriile provenite de la copii sunt mult mai substanțiale. Cu această ocazie, țin să mulțumesc și să apreciez inițiativa domnului primar a Consiliului Local și mult succes tuturor copiilor care sunt, vor fi citiți în continuare și în urma lor, tuturor, pentru că în viață Dumnezeu le arată o cale la fiecare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Alacea Adam. Alexandra Maria Popa Sandu, felicitări pentru rezultat foarte mult. Andra este ca și fata mea, să zic, a doua fata mea. Mă bucur foarte mult, o să vorbesc eu pentru că nu sunt părinți aici, aș mie îmi dau lacrimile pentru ea. A crescut fata mea împreună cu ea și chiar m-am mulțumesc cu tine, vreau. Domnul Truian Ștefan. A venit mama, nu?
Poftiți, vă rog. Cred că un alt băiat foarte bun, care ne-a reprezentat foarte bine la Bacău, nu? La Liceul Brânceanu, un băiat între 9 și 10, așa că, ce să spun, să dea Dumnezeu să ajungă acolo unde dorește și dumneavoastră să fiți la fel de mândră precum sunteți în momentul ăsta, pentru că sunt convins. Când e de bine, se stă în față. Când e mai rău, la spate. Coloșnic Ciprian Lucian. Hai, Ciprian, am văzut cum mi-ai dat niciun răspuns. Acum am crezut că ai zis că te-am mințit să spun să vii. Te felicit foarte bine. Am auzit că ești un băiat și foarte habil. Nu numai că mergi foarte bine. Mă bucur pentru tine și sper să ne duci aceeași numele acestei comune, la fel cum și acum ai făcut-o. Felicitări! O domnișoară frumoasă și dragă mie, Cristina Bordeanu. Felicitări, Cristina, pentru rezultatul pe care l-ai obținut. Nu e de aici de acolo să iei între 9 și 10 la bacalaureat și să iei note de 10, având în vedere că sunt foarte mulți care nu au luat bacalaureatul. Felicitări, Cristina. Hai, avem elevul cu Andrei Dorin. Hai, Andrei. Vă luați pe mama palpitațiile când am sunat-o. Felicitări, să fii sănătos, să ai... Și mai avem un băiat, Ștefan, dragul Ștefan Șoba, care nu este acum aici, dar la care vor ajunge și cadou și... Uitați, aici sunt părinți de nota 10, sunt copii de nota 10. Eu îi felicit cu această echipă mergem înainte. Sper că acești elevi să vină să-mi ia locul cât mai repede și să ajungă foarte bun profesioniști, că din asta se câștigă, nu? Dar să facă ceea ce își doresc din inimă, pentru că dacă nu faci din inimă, să știți că nu iese treaba lor. Vă felicit încă o dată, vă rog să-i aplaudați. Eu toți copiii care au terminat și merg mai departe și mult succes, deoarece concurența este foarte mare și pentru cei care vor să meargă la Iași, dacă au nevoie de cazare la preț minim, să mă contacteze sau prin doamna primar să mă caute, să le dau număr de telefon pentru cazare încă mine, pentru că e foarte aglomerat și nu mai găsiți cazare. Pentru că e bine să mergeți cu zi înainte să fiți odihniți la examen. Vă mulțumesc și mult succes! Încă o dată, felicitări! Sper că nu s-a terminat. Am să, așa cum am spus și mai înainte, și așa cum am scris și la finalul acestui raport, sunt oameni care m-au ajutat. Consiliul Local m-a ajutat. Sunt oameni care, pur și simplu, sunt cetățeni ai comunei și nimic mai mult și sunt prieteni de-ai mei. Și aș fi vrut să și doresc să mă doar așa, ca un semn, că au trecut pe aici, au lăsat și au dat o mână de ajutor, măcar acum la 2 ani de când sunt primar, măcar ca un semn din inimă să le spun că fiecare ajutor și fiecare lucru pe care l-au făcut pentru Comuna Poduri, să știți că rămâne acolo în istoria comunei, pentru că, așa cum am spus, cărmină se fac lucrurile mai mari. O să-i ofer o diplomă domnului Catrini Dan. Îmi pare rău dacă nu este aici, dar vă rog să te aplaudați, să spun de câte ori am sunat. Niciodată nu a spus nu și niciodată nu a întors spatele. Rodica, hai tu și ia diploma. Te rog frumos, eu știu că domnul este plecat în concediu. O altă diplomă o să-i ofer domnului Via Petrică. Este aici, mai că a vrut, mai că n-a vrut. Mulțumesc, Petrică, pentru ajutorul care mi l-ai dat. Și mulțumesc că ești unul dintre puținii oamenii care au venit cu inima deschisă să ajute bătrânii din Comuna Poduri. Felicitări! Felicitări.
să-l chem aici pe domnul Năsescu, dacă îi spun Andrei Valeriu Marian, dacă îl cunoaște, dacă îi spun Mario, cred că și pe toată lumea. Mulțumesc tare mult pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat. Acum e o diplomă, dar să știi că e venit imediat din suflet și tu știi foarte bine asta, pentru că noi mai discutăm. Așa că mulțumesc pentru ceea ce înseamnă copiii care au venit aici pentru mai multe lucruri. Mulțumesc încă o dată și succes în pace! Domnul Șova Cristian, cred că e pe drum, e și acum încă este pe drum. Hai, eu nu-ți dau ție. Doamna Stoleru, sunt Iana, știu că e aici, unde ești. Nu numai pentru faptul că ne ajută cu drumurile, pentru că de la Consiliul Local, de la Consiliul Județean are acest atribut, dar și în afară acestui lucru, m-a ajutat foarte mult în tot ceea ce ține acum, ce a fost acum pe timpul inundațiilor, așa că mulțumesc foarte mult, Sfântiana. Să știți că nu le-am pus într-o anume ordine sau așa s-au amestecat diplomele. Arina, te rog frumos să fie aici și vă rog să-i aplaudați. Avem o sfântă pentru ea și pentru Păunașii, da? Care ne reprezintă, mai nou o să reprezintă internațional, plece și în Bulgaria. Felicitări! Mai avem aici o doamnă de matrical, doamna Gabi Bia, vă rog frumos să veniți. Nu vă cine ajută să spune cu matricalul. Așa că dacă este de la poduri, ești ce mai bine. Felicitări, Gabi, pentru toată munca pe care le puși pentru copiii ăștia pe care ai grijă de ei să ajungă acolo unde le place. Și părinților că îi încurajează, sigur că nu. Nu văd aici sau nu știu dacă văd eu bine sau nu, pe domnul Cornel Jigău, care, dacă el este un care dacă chem nu știu niciodată, nu, Cornel, măcar asta din partea noastră, bani nu prea putem să stăm, că pe urmă ține asta alu înapoi. Da, felicitări încă o dată! Felicitări! Domnul Cimbru Florin, eu i-am spus să vină, nu știu dacă a ajuns, i-am dat și mesaj, dumneavoastră a zis că nu se știe dacă vine, de câte ori am sunat, de câte ori am vorbit, de atâtea ori ne-a ajutat și de atâtea ori, tot de atâtea ori nu a spus nu. Vreau să-l aplaudați și să-l felicităm. Așa că o să o chem pe Carmen, să o felicităm și pe ea și pentru ajutorul pe care ne-l dă și o să-i dau și diploma lui Florin dacă n-a venit. Și vă mulțumim foarte mult și îmi pare bine că ți-ai făcut timp pentru că știu că ai foarte multă treabă. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru mult! Să știi că am chemat femei pentru că am zis că să fiu mai multe femei, că așa e mai corect. Nicoleta Dobrovăț, mereu alături de mine în toate activitățile pe care le-am făcut și mereu cu inima deschisă. Poate nu neapărat să spun că cei mai bogați, să zic, cei mai bogați cetățeni ai Comunei Poduri, dar probabil unii dintre cei mai bogați cu inima. Felicitări, băi! Ramona Bruno, nu știu cum te lipsești, de obicei îmi lipsești. Te rog frumos dacă trăi cu Nicoleta. O altă persoană care mereu a fost implicată și dacă am făcut un anunț pe Facebook sau undeva, a fost una dintre primele care a sărit în ajutor, Iulia Luteș. Dacă Iulia nu este aici, o să-i numești tatălui Iuliei. Haideți, domnule. Dacă aveți copii, îi veniți în față. Felicitări! Nu știu dacă este aici, a plecat în străinătate, dar de fiecare dată când vine în țară, de atâtea ori spune da invitației noastre de a ajuta în general copiii. Doamna Botezacu Gabriela, sper că a venit măcar mama.
Noi am avut să fim cu Stilul de Roxei Ionescu, diploma. Vecinul, nu știu dacă s-a trezit că dormea. Domnul Busuioc Gheorghe, când avem probleme cu... A, a venit domnișoara doctor. Acum nu dăm ție diploma, Andra, pentru că e domnul tata că ne ajută. Trebuie să spun că ești prima care a luat la facultate de medicină, stomatologie, am trecut. Unul dintre cei mai buni elevi din Comuna Podul. Am pensionat. Caravan Olivian, pentru ultima muncă depusă aici, care eu te felicit pentru că încerci, fiindcă noi sunt acum mai mulți cu apa decât cu sapa, și așa că avem și noi de oameni pe care muncesc. Te felicit, nu am să spun exact pentru ce, dar oamenii nu știu de ce de aici, în primărie, dar n-am să fac și public. Mulțumim foarte mult! Doamna Ana Grigoraș, Nicoleta, deja nu mai ești? Ah. Te gândeai cum mai ajung la tine, pe tot ce ai chemat pe mine. Nu mă așteptam. De ce să nu te aștepți? Pentru că mereu ne-ai ajutat și când au fost probleme cu coada, cu lumina, cu oasă. Și banii noi fac parte tot din aceeași categorie. Da. Felicitări! Aici doi muncitori de seama ai Comunei Poduri, care sunt întinși ca praștia. Muntean Mincon și Neneciu, lider, nu știu dacă sunt aici, ia haideți! Eu cred că clasa muncitoare cel mai tare trebuie apreciată, pentru că dacă nu ar fi ei, ar curge toate țările, instalațiile și felicitări. M-am chemat pe amândoi, deci știu că sunteți nedespărțiți. Și de asta. Și nu numai asta. Știu că sunt preună. Felicitări! Felicitări! O doamnă care este o doamnă de suflet s-a implicat în toate acțiunile pe care le-a făcut școala de vară. Nu am lăsat-o, ca să spun așa, neapărat așa s-a nimerit să fie printre ultimii. Iuța, te rog frumos să fie alături de mine. Pentru toată activitatea pe care le-a pus. Îmi pare rău cu excursia și acum cer... Adică eu acum am vrut să scoat în evidență doar lucrurile bune și în raport și peste tot. Pentru că să știți că sunt și lucruri negative și sunt și lucruri grele de făcut destul de multe. Nu chiar este așa de... Nu este chiar așa de simplu. Dar atât timp când ne întâlnim aici într-un format așa mai frumos și într-un format pretențios, o să vorbim despre lucrurile, despre lucrurile bune. Domnul Busuioc, vă rog frumos, veniți aici. Nu vă uitați ce scrie, că ăștia n-au adus-o de sus, dar luați-o pe asta. Și că tot n-au așa. N-au adus-o diploma de sus. Da? Felicitări pentru că împreună cu colegii mei care au ajutat foarte mult. Și acum ce să spun? Am două diplome, unul dintre cei prezenți, dintre cei pe care vreau să-i prezent, să-i, Doamne, că mi se plimbă limba. Care vreau să-i premez, să știți că am și eu emoții destule. Este domnul senator Smaridache, care astăzi nu este aici. Nu-l primesc nici politic în niciun fel, îl primesc ca prieten și ca om care vine la noi și care chiar s-a interesat de noi. Nu vreau să fac mai multe și nu știu niciun detalii, pentru că este mai bine așa. Merită și domnului aplauzele noastre. Și dacă tot sunteți aici în administrată public, nu puteam pleca de premia. M-am lăsat cu ultimul pentru că așa sunt timpurile. Sunt ultimele, dar nu cele pe urmă. Și o să spun și de ce. Pentru că nu numai faptul că ne cunoaștem de foarte mult timp, pentru că puțin cei din administrația județeană sunt puțini care s-au aplicat asupra problemelor comunei noastre și pentru că sunt puțini cei care mă primesc la ei nu așa cum mă primesc dumneavoastră. Și în afară de asta, nu m-am primit de nou. Și poate că se rezolvă foarte multe lucruri. Cred că sunt un lucru să vă am cunoscut. Vă felicit și vă mulțumesc. Mulțumesc frumos, sunt onorat
Dacă tot am, sunt aici, n-aș putea să ratez ocazia să vă spun și câteva cuvinte. În primul rând, de fiecare dată când revin în această comună, o fac cu multă prietenie, mult drag. Am cunoscut oameni deosebiți în această comună. Bineînțeles că, pe primul loc, nu pot să nu o pun pe doamna primar, pe doamna Diana, în primul rând, așa am cunoscut-o, o femeie care, vă spun sincer, nu și-a dorit niciodată ceva pentru ea. În primul rând a dorit pentru comunitate, a dorit să facă pentru prieteni, nu și-a dorit să devină primar, dar în același timp vreau să vă spun cu siguranță că înainte de a câștiga un primar, ați câștigat un om deosebit. Eu sunt convins că își va pune amprenta pe viitorul acestei comune, va rămâne în anulele comunei dumneavoastră și nu va mai fi primar când nu va mai trăiți. Deci asta vă spun cu certitudine. Așa un om care 24/24 se ocupă doar de problemele altora și mai puțin de problemele dânsei, și aici vreau să fac o recomandare și vreau să vă rog să îi faceți și noastră această recomandare, să ocupe și de problemele dânsei de sănătate, pentru că sunt la fel de importante, eu spun că sunt mai importante decât problemele altora, și vă rog în suflet să aibă grijă și de sănătatea dânsei, dar în același timp consider că este un câștig major pentru primărie și așa o determinare eu n-am văzut la mulți primari, cred că i-aș număra pe degetele de română și credeți-mă că am cunoscut destui primari în activitatea pe care o desfășor de-a lungul celor 15-20 de ani când lucrez în administrație. M-am uitat cu atenție și la primarul dânsei la jumătatea mandatului. Eu cred că cu adevărat realizările vor începe de acum înainte și sunt convins că sunteți mândri că aveți în fruntea dumneavoastră un asemenea primar și că sunteți mândri că acest primar este născut în poduri, crescut în poduri, dar gândește și are un suflet doar cu mâna pădurilor și este o pădureană în adevăratul sens al cuvântului și nu e pădurea pădurilor. Am vorbit cu ceva, dar nu vreau să vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și anul cuiva, totul să-i mai spun un cuvânt. Dacă pot. O să-i spun fetei mele, Alice, mă ierte, pentru că n-am cum să fiu tot timpul alături de ea, dar încerc să mă doar să joc rolul de părinte bun și sper să pot să îi ofer măcar înțelegerea și măcar să fiu sufletește alături de ea, că de obicei stă singură dimineața până seara și asta nu este chiar cel mai bun lucru. Urez în copiilor dumneavoastră să aibă parte de sănătate, să fiți mândri de ei, așa și cum sunt eu mândră de Alice, care este o fată foarte bună, chiar având în vedere faptul că nu sunt eu zilnic lângă ea. Dar, nu știu cum vreau să pune. Cred că trebuia să vorbească părintele ca să începem să plângem. Da, vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și pentru amabilitatea de a fi astăzi aici și pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să fiți astăzi aici. Transmitem și gândul nostru mai departe în Moldova de sănătate și, și pentru copii, să fie copii să se distreze zilele astea aici, o să fie prin bază din că Alina știe pe unde să-i plimbă, nu e nicio problemă. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă cineva vrește să ne spună un cuvânt, două cuvinte, vă rog să o faceți, vă ascult cu mare drag. Dacă nu, vrei să spui ceva, Alice, de ce nu vorbești? Da.
Încă o dată vă mulțumesc și colegilor mei, în primul rând, vă spun că fără colegii mei nu aș putea să fac absolut nimic, absolut nimic. Sunt niște oameni extraordinari de buni. Este o echipă tânără, mai decărim noi, pentru că normal este, noi mai cărim, că asta este. Dar sunt niște colegi extraordinari, niște buni profesioniști. Uneori ne mai certăm, dar chiar dacă ne certăm, totul este constructiv. Există tot felul de relații, dacă într-o familie, mai mult timp petrecem la serviciu decât acasă. Și de aceea, noi aici am coagulat așa o familie și cred că cam toți ne știm problemele și problemele de sănătate, deci problemele de acasă, în general. Cam toată lumea ne cunoaște foarte bine unul pe altul și de aceea cred că ne și tolerăm, că altfel ar fi greu să ne tolerăm. Chiar a fost o ședință emoțională, cel puțin pentru mine, ce să spun la colegi. Sper să aveți și încredere în mine. Sper să mă lăsați în pace când vă zic și vă mai dau afară din birou, că asta este omul. Și sper să ne bucurăm unii de alții. Măcar câtva timp de acum încolo, cel puțin pe mandatul acesta, pe urmă vedea ce mai veni. Să fim sănătoși în primul rând. Sănătate la toată lumea! Transmitem că vom fi tot timpul alături de ea și vom supune și aproba cele mai bune proiecte care se vor realiza în comun acord. Dorim întregului efectiv din cadrul primăriei multe sănătate, putere de muncă și luarea celor mai bune decizii pentru realizarea celor mai bune investiții și proiecte în cadrul acestei comuni. Dacă dorește cineva să se mai înscrie la cuvânt, da, vă rog. Da, o să spun eu că am toate. Așa cum suntem ca și echipă și echipa de consilieri, chiar dacă sunt unele divergențe câteodată, astea nu au influențat mersul bun al proiectelor, ceea ce asta de fapt este important. Și când cei care spun că sunt alături de mine și care sunt în opoziție, de fapt nu sunt alături de mine, că nu știu cât ar vrea să fie alături de mine așa, că n-au cum, nu-i lasă inima, dar trebuie să fie de fapt alături de comună în momentul în care se fac niște proiecte. Pentru că aceste proiecte rămân, este semnătura dumnealor. Eu nu voi rămâne veșnic aici, voi pleca, la fel ca și ei și ca toți ceilalți. Și de aceea puteam să rămâne în urma noastră, neapărat afinitățile și iubirile din Consiliul Local. Că dacă ar fi atâta iubire și atâta afinități, n-am mai fi Consiliul Local și altceva, să spun așa. Așa că, de fapt, asta este ideea. Dacă dumneavoastră ridicați una pentru niște proiecte, sunt proiecte care sunt benefice. Vă spun eu sigur că sunt beneficii comunei, pentru că nu aș avea și nici nu am o dată intenția să fac ceva care să fie peste principii, sub principiile mele pe care le am. Și încă o dată spun, am pus destul suflet în acești 2 ani, sper să mai rămână din el pentru viitorii 2, ca totul să fie foarte bine. Vă mulțumesc! Cine dorește să se înscrie la cuvânt? La capitolul diverse, mai sunt ceva probleme de discutat sau? Dacă nu, declar ședința închisă. Mulțumim pentru vizita celor din Moldova. Mulțumim părinților că au fost la toată noi aici. Vă dorim o zi bună! Mulțumim!